Credere, da? Personalități. Acolo am văzut o întrebare punctuală în sondajul Curs, dacă e bine sau nu e bine să fie schimbat Raed Arafat. La capitolul încredere, ne uităm la un sondaj Sociopol, care arată așa, 51% Raed Arafat, 38% Klaus Iohannis, parcă 51% e mai mult decât 38%. Din e ceva mai mult. 27% Gabriela Firea, 23% Ludovic Orban, 18% Dan Barna. Eu zic să ne oprim aici deocamdată. Sondajul nu e neapărat pe persoane politice, pe personalități în general. Da, corect. Este realizat în perioada 13-18 decembrie 2019. Metoda culegerii datelor este CAPI. Ok. Ăsta a fost sondajul Sociopol. Din nou revin cu întrebarea. Sigur că Raed Arafat este acolo de încredere, pentru că are funcția aceea în care românii au constatat că el face lucruri bune, asta e percepția și au încredere în el. E cineva temător că încrederea asta se poate transforma în capital politic? Le e teamă și vor să-l scoată din funcție ca să se diminueze? Că se întâmplă și chestia asta. Dacă l-ai scos din funcția în care a avut încredere și trece anul, cade automat dacă nu se duce repede în altă funcție. Dar eu nu știu, din cât îl cunosc eu pe Raed, el este un om foarte decent și are un ștaif așa în a vorbi, în a se prezenta, în a lucra. Eu nu cred că îl interesează vreo funcție politică sau să adere la vreun partid. Personal, nu cred chestia asta. Dar vreau să te întreb, Vela unde e? Ce cotă are? El n-a fost alții. Măsurat. N-a fost măsurat. Deci, hai să fim serioși. Nu e o chestie care să țină neapărat de vreo chestie subiectivă sau nici măcar tendențioasă. Dom'le, când ai un personaj cum este Raed Arafat, care a demonstrat, nu că l-a prezentat cineva sau l-a adus din cer. Nu poți să te joci cu vorbe, cuvinte și să faci mascat sau mai puțin amenințări din cauza unor lucruri care probabil numai domnului ministru se par neregulă sau ciudate. Nu poți să te comporți așa. Adică, întreb dacă această încredere sperie din perspectiva faptului nu. Că mulți se gândesc poate profilactic. Eu nu cred. Eu nu Hai cred. Mai bine să o rezolvăm de acum. Dar dacă se duce la un partid care nu e al nostru, adică nu suntem noi, ce se întâmplă în momentul ăla? Domnule Dan, sigur că domnul Arafat e o mină de aur și pentru orice structură unde ar putea să funcționeze. Și atunci există și supoziția asta pe care o lansezi. Însă Yasser Arafat, cred că deranjează Raed. N-am zis Daravela, știi? Așa. Da, nu, da. Așa. Nici n-ați zis cum altă mai bine. Daravela, știi? Așa. Domnul Arafat, însă, creează invidie pentru că a construit un sistem, cred că e singurul sistem național care funcționează. Și l-a luat de la zero. Șansa de meseria asta de jurnalist m-a făcut să în 1991, când a pornit de la Ministerul Sănătății, era secretarul de stat Emil Tomescu, când a venit Arafat de la Târgu Mureș și a primit sprijinul acelui secretar de stat să pornească cu o structură în care se asociau și pompierii în acțiunile de... Corect, da. Așa. Deci, și de acolo s-a început întâi în Târgu Mureș și după aia rețeta s-a extins. Așa, a fost o minte luminată care a înțeles despre ce e vorba și apoi efortul ăsta extraordinar al lui Arafat de a construi acest sistem. În condițiile în care vezi alte sisteme care nu funcționează, evident că în comparație cu zmurdu, cu sistemul ăsta de intervenții de urgență, pare că deranjează faptul că te duci la NATO. Cu ce să duc? Tot cu sistemele astea se laudă. Considerați că este România. O zonă din care unii vor să extragă profit și de aici s-a întâmplat toată chestia asta? Adică profit în zona privată. Eu așa cred. Dacă nu e prostie. Da. Sunt totuși oameni de dreapta, nu? Să zicem că e vorba de profit, nu de prostie. Eu în viața mea n-am văzut un om mai dedicat profesiei lui, așa cum este Raed Arafat, cu care am lucrat 7-8 luni de zile cât am fost la guvern. Da. Pe vremea
primului ministru Tudose a primit vreo 180 de milioane de euro și trebuiau să ajungă până la 500 de milioane de euro. Pentru că să știți că nu aveam în România autospeciale, atât de multe autospeciale încât să stingem incendii. N-aveam nici lopeți. Da? Raed Arafat a reformat acest sistem. Adică Raed Arafat are toată recunoștința mea și vă și spun, faptul că e primul în încrederea românilor, asta e un om de încredere. Bun, și în momentul în care îl vezi că e primul și tot dai mesaje... Dar să știi că Raed Arafat e de 10-15 ani primul. Că vrei să-l schimbi. E logic să faci din punct de vedere politic chestia asta dacă n-ai chiar intenția? Adică întreb. Pentru că altfel, dacă nici n-ai intenția și o faci, te supui unei căderi în sondaje pentru că ataci persoana bine poziționată în încrederea publică. Dacă n-ai de gând să o faci, trebuie să fii foarte inabil politic să continui să dai senzația că vrei. Dar eu cred că niciun partid nu-și permite, știind care va fi răspunsul. Și atunci de ce spui? Pentru că te costă spusele fără măcar să faci chestia. Te costă degeaba spusele. Pe Raed Arafat îl vor străinătatea. Îl vrea străinătatea să-l aducă să facă...